Bună, dragii mei, e o nouă citire și o nouă săptămână. Cum sunteți voi? Cum simțiți aceste vremuri interesante și energia asta care vine spre noi? Un val așa de energie pozitivă, dar vine și cu foarte multă responsabilitate și, bineînțeles, vine cu foarte multe dezvăluiri. Așa cum am spus în citirea lunii noiembrie, pe care puteți să o citiți pe site-ul meu, la Mesajele Îngerilor, trebuie să ne alegem bătăliile cu înțelepciune. Mă uit aici și la afirmația acestei luni noiembrie. Îmi aleg bătăliile cu înțelepciune, învăț să mă respect și să mă regăsesc. Deci trebuie să-mi dau seama unde anume am făcut compromisuri, ce fel de compromisuri am făcut, să mă gândesc cum vreau să se așeze lucrurile până la finalul acestui an, pentru că încă o să avem foarte multe teste pe tot ce înseamnă material, pe tot ce înseamnă bani și pe modul în care gestionăm toate aceste resurse materiale. Dar un alt important test este și testul egoului. Cât de încrezuți ne credem, pentru că în acest an am spus-o la Angels Day și știți că pregătesc iarăși Angels Day. Uitați-vă la tot ce se întâmplă în lume, toate egourile umflate, tot ce este făcut din ego și din energie de vibrație joasă este demascat, este dat pe față. Așa și noi, să ne uităm în ograda noastră, care au fost deciziile pe care le-am luat din ego, care, și ego înseamnă să mă cred mai mult, dar și să mă cred mai puțin decât mă vrea Dumnezeu, și ce am de făcut să mă repliez, să mă regăsesc și, bineînțeles, să mă respect. Această săptămână, 11-17 noiembrie, este săptămâna eliberării în calendarul nostru motivațional și nu uitați că a ieșit și calendarul motivațional pe 2025 și îl puteți comanda de pe Cadouri Pozitive. În această săptămână a eliberării avem atât o energie aparte. Știți că în calendarele acestea îi trec și pe sfinții noștri dragi, cum a fost Sfântul Nectarie, la care merg în fiecare an în Eghina. Dar pe data de 11 îl avem alături de noi și pe Sfântul Mina, care ne aduce dreptate și este vorba despre acea dreptate divină și nu acea dreptate din ego, acea dreptate pe care o vrem sau o credem noi necesară. Pe data de 13, pe lângă Sfântul Ioan Gură de Aur, sărbătorim și Ziua Mondială a Bunătății și suntem invitați să facem mici gesturi așa de bunăvoință, aș spune chiar de bun simț, că până la urmă este de bun simț să ajuți pe cineva sau să distribui o postare sau să cumperi ceva cuiva care nu își permite. Pe data de 15 noiembrie avem luna plină în Taur și o să vedeți că testele legate de bani, modul în care noi ne raportăm la bani și convingerile noastre legate de bani se pot elibera și se pot rescrie odată cu energia acestei luni pline. Iar în aceeași tentă și în aceeași notă, pe data de 16, avem Ziua Internațională a Toleranței, dragii mei, să fim buni, să fim blânzi, să fim toleranți atât cu ceilalți cât și cu noi. Iar acum să vedem care este mesajul. O să folosesc aceste cărți Whispers of Healing Oracle pentru această săptămână. Ce este important ca noi să știm în această săptămână și energia săptămânii ne spune în felul următor. Este important să facem o selecție. Ce mă hrănește, ce mă descarcă sau mă trage în jos? Care sunt acei oameni în preajma cărora îmi este bine și care sunt oamenii care mă trag în jos? Și aici vorbim de energie negativă, vorbim despre victime, vorbim despre oameni care
aleg doar să se aghețe, să facă atașamente, dar nu își asumă deloc responsabilitatea. Nu vreți să știți ce vine în 2025, deci nu vreți să știți ce așteaptă pe acești oameni. Nu este neapărat nevoie să faceți voi ceva, doar să alegeți ce rămâne și ce pleacă, care sunt activitățile care mă hrănesc. Să vă acordați timp, să vă încărcați bateriile, iarăși este foarte important, pentru că nu puteți porni la drum cu bateriile descărcate. Bun, să vedem care este provocarea acestei săptămâni. Ia uitați-vă, vorbim despre încărcarea, acest somn. Somnul este de fapt acea conexiune pe care o avem cu divinitatea, pentru că noi avem acel fir direct și noi în timpul somnului asta îl facem, ne ducem sus acasă, ne încărcăm și apoi revenim aici pe pământ să ne facem treaba. Dacă ai probleme legate de somn, dacă sunt situații în viața ta care te stresează, învață să dai drumul acelor aspecte care te împiedică pe tine, nu să dormi, ci să te conectezi cu divinitatea. De ce mi-este mie frică să mă încarc? De ce mi-este frică poate de potențialul meu? Și toate lucrurile acestea, pentru că vedeți aici avem luna plină și avem luna plină în Taur, noi trebuie să le eliberăm odată cu această lună plină în Taur. Deci nu este neapărat vorba de somn, că este un rezultat. Care este cauza faptului că eu nu pot să dorm sau am un somn deficitar sau chiar că nu visez și nu primesc mesaje prin intermediul viselor, deși eu cred că dorm, poate nu dorm suficient de profund și atunci e clar că fug de ceva și vă puneți intenția să vă eliberați de tot ceea ce vă împiedică pe voi, să vă conectați cu sursa divină, să primiți mesaje și să știți ce aveți de făcut. Și să vedem unde ne duce energia acestei săptămâni, ce mai avem noi de știut și ce este iarăși foarte important, este foarte important această revigorare. Este foarte important această renaștere în această săptămână. Este foarte important ca noi să nu mai punem atât de multă presiune, să renunțăm la control și să ne bucurăm de o înflorire, da? Chiar dacă este toamnă spre iarnă, noi trebuie să înflorim în această perioadă și o să vedeți că este o energie globală la care noi trebuie să ne racordăm, această înflorire, această renaștere a noastră care se pregătește și care va fi valabilă, atenție, doar dacă 1. Ținem cont de toate aceste mesaje foarte importante și ne eliberăm de tot ceea ce ne ține pe loc și suntem 2. Acordați la energia anului 2025, pentru că arhanghelul anului 2025 o să ne ia așa pe sus și o să ne ia destul de tare, pentru că o să avem nevoie să ducem lucrurile la bun sfârșit. Încă te mai poți înscrie la Angels Day, ne apropiem undeva de 80 de locuri ocupate și știți că sunt doar 100 de locuri în acest an, așa că mai aveți această șansă să veniți la acest Angels Day magic, unde am o surpriză deosebită pentru voi. Nu se știe despre această surpriză și o aștept de foarte mulți ani, așa că va fi o zi cu totul specială, o zi cu multe emoții, cu multe inițieri, cu mesaje foarte importante pentru 2025, cu o energie care se va descărca așa ca un elastic și care ne va ține tot timpul și ne va racorda, realinea tot timpul 2025. Așa că este foarte important să fii prezent la acest eveniment. În cazul în care ești din străinătate sau din alte localități, poți să-ți precomanzi înregistrarea la un preț redus de 250 de lei, prețul va fi 300 după 1 decembrie și atunci poți să ai și înregistrarea. Dar live, dragii mei, o să fie ceva fantastic și abia aștept să mă văd cu foarte mulți dintre voi. Acum să vedem care este și arhanghelul care ne călăuzește în această
săptămână, pentru că noi intrăm așa încet, încet pe ultima sută de metri. În această săptămână vine alături Arhanghelul Metatron, Arhanghelul care ne ajută să ne aliniem, să ne curățăm chakrele, să ne echilibrăm, să fim în această stare de prezență și de conexiune cu tot ce noi avem de făcut. Iar acum, ca și mesaj suplimentar, deci nu uitați să vă luați un număr de la 1 la 5, că vă faceți bilețele sau folosiți sistemul random.org, da? Pentru că dacă alegem mental nu este același lucru și pentru că am spus că vor fi foarte multe teste pe zona aceasta materială, o să iau mesaje ce avem noi de făcut pe această zonă materială de la Îngerii Abundenței. Ia să vedem. Pentru cei care au numărul 1, care este mesajul, mesajul este să-ți faci o listă de lucruri pentru care ești recunoscător, recunoscătoare. Foarte important să nu te gândești doar la ce merge în viața ta, ci și la acele aspecte din viața ta care sunt oarecum work in progress, cum se spune, da? Lucrezi la ele, încă nu ai toate informațiile, dar odată ce vei pune această recunoștință acolo ca și sămânță, lucrurile se vor așeza mult mai ușor. Deci fă-ți o listă cu lucrurile pentru care ești recunoscător sau recunoscătoare și vei vedea că vei ieși din energia lipsei și te vei conecta cu energia abundenței. Pentru numărul 2, voi trebuie să vă retrageți, să faceți un pas în spate, pentru că sunteți extrem de influențați de lumea exterioară. De ce zice lumea? De aoleu, nu știu ce criză, aoleu, nu știu ce se întâmplă. Sunt foarte multe lucruri care vă împiedică pe voi să vă conectați la potențialul vostru și la ce aveți voi de făcut. Lăsați ce spune lumea și conectați-vă cu ce e important pentru voi și clarificați-vă lucrurile acolo, acasă, în spațiu personal și să fiți doar voi cu voi. Bun. Pentru 3, foarte important pentru voi, să cooperați, cooperare și nu competiție. Nu vă mai comparați cu ceilalți. Nu mai credeți că ceilalți pot, ceilalți au sau ceilalți au ceva cu noi, pentru că este același lucru. Nu despre ceilalți este vorba, nu despre competiție este vorba, este vorba despre cooperare. Pentru că suntem aici împreună, să nu uităm că ăsta a fost sloganul anului și foarte multă lume a picat testul. Să nu uităm că Arhanghelul Ariel a umblat cu cartonașul roșu și știm că a dat cartonașul roșu și la nivel global. E foarte interesant să cooperăm, să ne gândim cu cine putem să colaborăm și să colaborăm atât cu ceilalți cât și cu divinitatea pentru a ne îndeplini noi misiunea aici pe pământ. Bun, să vedem pentru 4 care este mesajul. Voi aveți un mesaj legat de tot ce înseamnă bani puși deoparte, pentru că acești bani puși deoparte nu trebuie să îi impregnați cu energia fricii, ci să îi impregnați cu energia investiției. Este pentru viitorul vostru, nu sunt bani pentru zile negre, așa cum zicem noi. Deci fiți foarte atenți la investițiile voastre, la banii puși deoparte și rescrieți toate acele convingeri că ăia i-am în caz că se întâmplă ceva. Anulați și spune ăia i-am ca o investiție în viitorul meu și știu că o să mă susțină în tot ceea ce eu am de făcut de aici înainte. Da? Rescrieți un pic ideea asta de a pune bani deoparte, că dacă o puneți în ideea de bani pentru zile negre sau banii în caz că se întâmplă ceva, o să vedeți că sunt degeaba, pentru că o să-i dați pe ce nu credeți voi că-i dați și o să vedeți că se întâmplă niște lucruri și pierdeți acei bani, când dacă îi reprogramăm cu energia investiției, lucrurile sunt cu totul și cu totul altfel. Bun, și pentru 5,
Voi primiți mesaje foarte clare care vă ajută să faceți schimbări, schimbări pe care le așteptați de foarte mult timp, dar nu știați pe ce cale să o luați sau cum să faceți lucrurile. Ei, voi puteți să primiți mesaje în perioada imediat următoare, să primiți oportunități sau șanse care să vă deschidă spre niște schimbări majore pe care voi le-ați așteptat de mult timp, însă este important să vă asumați riscuri și să mergeți înainte. Foarte frumos mesajul din această săptămână și în această săptămână, foarte important, avem un atelier despre arhetipul vindecătorului pe data de 12, pentru că vindecătorul are o energie foarte importantă și ne raportăm greșit, ne dăm tot timpul puterea când ne gândim la vindecător și o să activăm acel vindecător interior. Iar pe data de 14, înainte de luna plină, o să facem și o seară de meditații special dedicată pentru eliberare și pentru a ne conecta cu tot ceea ce este pregătit pentru noi, apropo de potențial, pentru a ne elibera și de energia lipsei și de tot ce ne ține pe loc, dar și a ieși din energia ego-ului. Foarte frumos, încă o dată vă aștept și la Angels Day și pe cadouri pozitive, pentru că am readus niște produse în stoc acolo și ne vedem cu mare, mare drag. Încă ceva, am lansat inițierea la Cluj fizic, ne vom vedea pe 8-9 februarie, iar la Cuvântul Anului, și acesta este deja pe site, ne vedem online pe 17 decembrie. Vă mulțumesc din suflet, Scânteia Divină din mine, salută Scânteia Divină din tine și ne vedem și săptămâna viitoare. Vă pup cu drag!